După ce dimineața i-am văzut pe ucenici, biserica din Ierusalim adunați în Odaia de sus, după ce i-am văzut pe Petru și pe Ioan urcându-se la Templu, la ceasul rugăciunii și săvârșind, prin puterea lui Isus din Nazaret, minunea, după ce i-am urmărit prinși de către mai mari Templului, închiși peste noapte în temniță și anchetați și amenințați. Haideți, dragii mei, în această seară să deschidem la faptele apostolilor capitolul 4, versetul 23, unde îi găsim pe Petru și pe Ioan scăpați din mâinile preoților celor mai de seamă și întorcându-se la ei lor. Evanghelistul Luca ne consemnează aici o rugăciune pe care o putem numi pe bună dreptate rugăciunea bisericii. Fapte 4, 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă în neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Isus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin să ne așezăm. Rugăciunea din fapte, capitolul 4, iubiți credincioși, pe care tocmai ați auzit-o, este fără îndoială o sinteză dintr-o rugăciune mai lungă fără îndoială că ei acolo, după ce au avut bucuria să-i primească înapoi teferi pe cei doi apostoli, Petru și Ioan, fără îndoială că s-au rugat mai mult și mai variat decât avem aici. Dar textul nostru, ne furnizează o sinteză insuflată de Duhul, astfel încât credem că lui Luca, autorul uman al acestei cărți, nu i-a scăpat nimic esențial, nimic important. Ce avem în această rugăciune? În această rugăciune avem o imagine completă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este destinatarul rugăciunilor noastre. Spre El se îndreaptă toate rugăciunile Bisericii, și Biserica e legată de Dumnezeu prin rugăciune, iar rugăciunile noastre nu sunt altceva decât căi, posibilități, maniere de a intra și de a menține relația cu Dumnezeu. Această rugăciune, așa cum voi încerca să vă arăt în scurte cuvinte, nu face altceva decât să ni-l descrie pe Dumnezeu. Este un fel de lecție de teism, adică o învățătură sistematică despre Dumnezeu, pornind de departe. Veți vedea ce înseamnă departe, de la mare spre aproape sau spre mic, în ceea ce numim o metodă inductivă de a-l descrie pe Dumnezeu. Haideți, vă rog, să ne bucurăm de rugăciune și mai ales de Dumnezeul ei. Prima imagine a lui Dumnezeu în rugăciune este Dumnezeul creației. Priviți, vă rog, la versetul 24. Doamne, care ai făcut cerul, pământul și Maria. Nu vă surprinde faptul că nu e menționat omul, crearea omului? Nu vă surprinde că Adam și Eva nu sunt nicăieri aici? Nu vă surprinde că omul este subînțeles în rugăciune și nu este trecut cu numele, nu este menționat? Desigur că omul este subînțeles la secțiunea pământ, uscat, unde trăiește omul, terestru. Dar rugăciunea din fapte patru, rugăciunea bisericii, nu se deschide cu omul, ci se deschide cu Domnul. Iar Domnul e Domnul creației. E Dumnezeul care creează văzutele și nevăzutele și abia la urmă îl creează pe om. Pentru că orice ați crede despre om, omul e mereu la urmă, mereu la urmă. Prin neputința lui, prin inadaptarea lui, omul e mereu la urmă. Omul este veriga slabă a creației după ce cunoaștem toată povestea, inclusiv căderea, care nu e căderea animalelor, a florilor, ci e căderea omului. Dumnezeul creației înseamnă Dumnezeul care creează fără om, înainte de om, care nu are nevoie de om. Da, nu are nevoie de om. Înainte de a fi Dumnezeul tău, Dumnezeu e Dumnezeul cerului și al pământului. Înainte de a fi Dumnezeul meu, într-o manieră uneori extrem personalistă, înainte de a fi Dumnezeul meu într-un fel de izolare, aproape de tip autism, Dumnezeu este al întregii creații. Faptul acesta, știu, nu vi se pare prea duhovnicesc, dar ia reflectați un pic. Ia reflectați un pic. Nu e așa că uneori tristețile și deznădejdiile noastre sunt date de faptul că prea mult personalizăm relația cu Dumnezeu, astfel încât ne izolăm în mintea noastră și ni se pare că Dumnezeu e atât cât face pentru noi, dar vă aduc aminte în seara aceasta, iubiți credincioși, Dumnezeu e mult mai mult. Și înainte de a-mi rezolva mie problemele, ține în mână întreaga creație. Și când ale mele cauze cad sau nu se împlinesc precum aș vrea, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și chiar dacă nu l-ar fi creat pe om, tot creator s-ar fi numit. Tot creator. O teologie corectă a lui Dumnezeu începe întotdeauna cu Dumnezeul creațional, Dumnezeul care creează. Dumnezeul care aduce lucrurile în ființă prin cuvântul lui, care le ține și care după ce cerul și pământul va trece, un cer nou și un pământ nou va izvorâ din nimic, ex nihilo, cum celelalte au izvorât la fel și Dumnezeu va fi totul în toți, slăvit să fie El. Psalmiștii laudă pe Dumnezeul creației, de asemenea Ioan în Evanghelia sa, chiar în primul capitol ne aduce aminte că toate au fost făcute prin El. Apostolul Pavel în cel puțin trei pasaje semnificative spune că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, nimic din ce a fost zidit n-a fost zidit fără el. Și acestea sunt adevăruri maximale care țin de creație, nu de ale noastre treburi individuale, personale. Totul începe cu Dumnezeul creației. O teologie corectă a creației ne așează și pe noi cu smerenie în această, acest mediu, în această ambianță largă și confortabilă a Dumnezeului care toate le ține în mână. Și dacă ține în mână creația, e mai ușor să crezi că mă ține în mână și pe mine și pe tine. A doua imagine a lui Dumnezeu aici este Dumnezeul revelației. Dumnezeul Revelației. Priviți împreună cu mine la versetul 25. Tu ai zis, spunea rugăciunea, prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David și apoi continuă, dragii mei, și versetul 26, dar haideți să citim 25, ce ai zis? Pentru ce se întărâtă în neamurile, pentru ce cugetă noroadele lucruri de șarte, împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său, iar noi știm că unsul său avea un nume, iar după numele complet este Isus Hristos. Isus e numele de om. Pentru că în vremea lui Isus, pe mai mulți îi chema Isus și după el. Isus era un nume comun, cum e numele meu Gheorghe, care sigur nu e, un, nu e un nume fascinant, e un nume de slugă în toată literatura română. Gheorghe și Ion sunt. Mă rog, e și nume de sfânt, sigur. într acolo încerc eu să timp, să mă izbăvesc din sclavie. Isus era un nume comun. Isus e om 100%. Dar Hristos, Mesia unsul, asta trimite spre o altă dimensiune, e Dumnezeu 100%. Așa că umani suntem cu toții, doar El 100% om, 100% Dumnezeu. Slavă Lui! Dumnezeul revelației înseamnă Dumnezeul care se arată prin Hristos, care se revelează omului. Nu e impresionant că în această mică lecție de teism pe care vă aduc cu mult drag în față, în această seară, în această dupămasă, nu e impresionat că Dumnezeul Creației nu rămâne doar acolo, ci coboară la noi, întrupându-se ca să ne fie aproape, ca să-l putem vedea, ca să-l putem înțelege, cât de cât. Ca să putem ști că da, există. Nu e așa că Evanghelistul Ioan, în mod deosebit, ne afirmă cu asupra de măsură că în el noi îl vedem pe Tatăl? Nu e așa că dialogul acela scurt, dar esențial, între Domnul și unul dintre ucenicii lui, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl? Căci nimeni nu l-a văzut pe Tatăl, afară de Fiul, care l-a văzut și care îl face cunoscut. Voi face din nou o afirmație care aparent va părea un pic contradictorie, sau cel puțin brutală. Înainte de a fi Tatăl tău, Dumnezeu e Tatăl lui Hristos. E Tatăl lui Isus. Și dacă veți citi cu atenție, mai ales introducerile la epistolele Apostolului Pavel, aproape în toate, Pavel spune: Îl slăvim pe Dumnezeu Tatăl. Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Noi parcă nu mai vedem acele versete și imediat ne punem noi acolo. Da, noi suntem înfrățiți de jertfa de la Calvar cu Hristos, dar El continuă să rămână cum același apostol ne spune fratele mai mare. El rămâne fratele mai mare. Pentru că el a mediat Revelația. Ați auzit Dumnezeul Revelației? Nu avem un Dumnezeu doar al Creației, ci avem un Dumnezeu al Revelației. Atât de frumos ne spune autorul epistolei către Evrei, că ne-a vorbit în multe feluri, prin profeți, prin lege, prin scrieri a venit tot mai aproape tot mai aproape de noi revelându-se pe Sinai, nu, cum noi cunoaștem din texte, acea revelație cu adevărat specială, cu adevărat dramatică, putem spune, da, Dumnezeu a coborât în multe feluri prin multe fenomene naturale sau supranaturale. Dar la urmă, cum spune autorul epistolei, la urmă ne-a vorbit prin fiul iar acest ne-a vorbit prin Fiul, este subliniat și aici, aici unde ni se spune că Dumnezeu nu doar a creat cerul și pământul, ci prin Duhul Sfânt, a profețit venirea Fiului, a anunțat venirea Fiului. De aceea îl vom binecuvânta pe Dumnezeu pentru creație, dar îl vom binecuvânta la fel pentru Hristos. Pentru că El a venit ca să facă posibilă noua creație. Toate cele vechi s-au dus, spune Apostolul, iată că toate s-au făcut noi, prin înnoirea pe care a adus-o Hristos, firii umane, slăvit să fie El. Laudă-L pe Dumnezeu pentru creația Lui. Simte-te, te rog, confortabil și încrezător într-o creație care nu e lăsată la voia întâmplării, dar apoi laudă-L pentru că El este mântuitor și Domn. Fă pasul mai departe. Rugăciunile tale, viața ta de credință să-l conțină pe Hristos. Să nu rămânem doar la acea dimensiune creațională, de altfel adevărată, dar insuficientă. Fă pasul mai departe. Dumnezeu a făcut în Hristos pasul mai departe. A treia imagine, penultima, este Dumnezeul istoriei. Dumnezeul istoriei. Priviți împreună cu mine la versetele 27 și, 27 și 28. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta și vă rog să remarcați niște nume proprii, Irod și Pilat din Pont. Cu toate cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Aici, iubiții mei, sunt cuvinte pline de subînțeles. Remarcați, vă rog, s-au însoțit împotriva sau s-au unit împotriva Sfântului, împotriva lui Isus pe care tu l-ai uns și apoi se dau două nume și despre aceste două nume va fi vorba și după aceea în citatul nostru. Primul nume este Irod. Irod acesta nu e Irod cel mare, care a murit în anul 4 înainte de Hristos, ci e unul dintre fiii lui Irod cel mare. L-am putea numi Irod cel mic, pentru că era fiul celui mare. Dar neamul acesta a irozilor, a idumeilor care au ajuns la conducerea Palestinei și care erau, bineînțeles, favoriții Romei, și care erau, într-un fel, oamenii Imperiului într-o provincie destul de greu apăsată și, în bună măsură, nesemnificativă din punct de vedere politic și administrativ? Ei bine, în spațiul acesta, Irod, fiul lui Irod cel Mare, unul dintre fiii lui Irod cel Mare, s-au unit împreună cu, țineți-vă bine, Pilat din Pont, care Pilat nu era evreu. Pilat avea o funcție oficială pe un timp determinat acolo în Palestina și Pilat era mâna romană în provincie. În mod normal, între Irod și Pilat nu existau legături. Cei doi se suspectau mereu și o tensiune tacită stăruia între ei pe diferite pricini, pe diferite spețe. Cei doi nu erau în legături decât atât cât să nu se certe, cât să nu fie conflict, război, cât să fie pace. Pax romană. Irod și Pilat erau două personaje care fiecare își avea afacerile lui și care încheiaseră între ei, ca să folosim un termen geopolitic, un tratat de neagresiune. Nu am treabă cu tine câtă vreme tu nu ai treabă cu mine. E important să înțelegeți, vă rog, acest detaliu, să nu vi se pară istorie fără rost. E important ca să înțelegem Dumnezeul istoriei. Irod și Pilat, menționați în textul biblic, erau așa dai fiecare pe drumul lui, cu interesele lui, fiecare cu, cum spuneți dumneavoastră aici, cu background-ul lui, adică cu contextul lui. Erau două personaje paralele, două mișcări paralele, și tot ce îi unea era geografia, că momentan trăiau în același spațiu. Ei bine, când a apărut un dușman comun în persoana lui Isus, cei doi s-au unit și au pus în mișcare neamurile, acolo neamul se referă la păgâni, și au pus în mișcare noroadele care se referă la poporul lui Israel, pus aici la plural, într-un mod un pic curios. Adică cei doi vectori de opinie, când s-au unit, au întărătat fiecare poporul din spate, oamenii naivi, mulțimea din spate și s-a produs o mișcare dublă care s-a contopit ca să lupte împotriva lui Isus. Și au luptat și au învins. Au învins cel puțin din punct de vedere uman, aparent, pentru că Isus a fost prins, judecat, crucificat și a murit de moarte reală. Aici este partea umană a lui Isus. Om fiind putea să moară. Dumnezeu fiind putea să învieze. Și în toată relatarea patimilor, aș vrea să vedeți umanitatea maximă a lui Hristos și divinitatea maximă a lui. Dacă putem vorbi în termeni de comparație, nu? De umanitate și divinitate. Când spunem Dumnezeul istoriei, spunem că, așa cum se încheie paragraful nostru, au făcut aceștia doi tot ce hotărâse mai dinainte cine? Mâna ta și sfatul tău. Pentru că Dumnezeul nostru nu e doar al creației și al Revelației, e Domnul istoriei care ține istoria în mâna Lui. Mergi, te rog, mai departe, dincolo de Dumnezeul revelației. Poate ai crezut că nu e nimic dincolo, ba da, e, e ceva ce ne doare, ce ne preocupă, ce ne sperie, e ceva contingent, adică are legătură cu viețuirea noastră de zi cu zi, cu viața noastră mentală, fizică. Are legătură cu ce punem în cămară și în frigider, are legătură cu ce punem în minte, are legătură cu mișcările noastre sociale, are legătură cu noi ca ființe umane. Este istoria de care nu ne putem sustrage. Noi trăim în istoria, nu? Vremii, în istoria lumii, pur și simplu. Toți suntem parte din istoria lumii. Dar e minunat că într-o asemenea seară să auzim din nou că deasupra acestei istorii este mâna și sfatul lui Dumnezeu și că în cele din urmă, da, chiar dacă nu înțelegem, lucrurile nu sunt scăpate de sub control, că Dumnezeu este la cârmă. Nu e minunat să știi că nu doar te mântuiește Dumnezeu prin Hristos, Ascultă, mă, nu e minunat să știi că nu doar te scapă de pedeapsa veșnică, nu doar te, te salvează din felul de șer de viețuire, dar nu e minunat că pentru timpul petrecut pe pământ se ocupă de cadru, de backgroundul istoric și rămâne în control pentru ca ție să ți fie bine, nu numai acolo, ci să ți fie bine unde? Aici și aici, începând de aici. Domnul e domnul istoriei. Și chiar dacă se unesc Irod și cu mai cine? Cu Pilat. Și chiar dacă se merge foarte departe și li se permite foarte mult, totul stă în providența, în pronia lui Dumnezeu. În fine, ultima imagine a lui Dumnezeu în rugăciune, El este Dumnezeul Bisericii. Dumnezeul Bisericii. Versetele 29 și 30. Și acum, Doamne, Uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să bestească cuvântul tău cu toată? Îndrăzneală. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Isus. Deși nu este numită, aici e Biserica. Pentru că toate acestea se întâmplă în Biserica lui Hristos. Pentru că există un loc al tămăduirilor, al minunilor și al semnelor. Există un loc unde cuvântul cu ce mare are locul central. Există un loc unde primim putere și îndrăzneală, cum nu primim nicăieri în altă parte, cum diplomele nu ne-o dau, nu ne dau, cum oamenii nu ne-o dau, cum primim resurse pe care oamenii, în toată bunăvoința lor, într-un mediu laic și secular, nu îi le pot da. Iar locul acesta e Biserica lui Hristos. Trebuie să auzi până la capăt și să asumi, te rog, să-ți asumi că avem un Dumnezeu al Bisericii. Sigur că dumneavoastră vă așteptați ca eu să spun exact ce nu vreau să spun, și de aceea nu spun. Vă așteptați ca să închei în genul Dumnezeul tău personal, dar nu voi încheia așa, deși e adevărat. Ci voi încheia cu Dumnezeul Bisericii. Strădania ta să nu fie să ai experiențe pe care nu le-ai mai avut neapărat, sau nu le are nimeni, numai tu să le ai, că ar fi o pricină de cădere. Mai bine să nu le ai. Acelea la care tânjești. Faptul că îți dorești așa de mult deja devine suspect. Înțelegi? Suspect la adâncime. Adică. Am auzit și eu mărturisit de tot felul. Îmi doresc să predic așa cum nimeni n-a mai predicat. Ba să nu predici așa, i-am zis. Tu predic așa ca noi. Mai omenește, mai cu poticniri, mai... că mai bine te credem așa. Mai încurcă-te că și noi ne încurcăm. Vă păi rog, înțelegeți ce spun, da? Înțelegeți ce spun, nu ce nu spun. Vreau să cânt cum nimeni n-a mai cântat. Ba nu, tu cântă ca ceilalți. Vreau să mă rog, frate Ghiță, cum nimeni nu s-a mai rugat. Vreau să profețez cum n-a profețit nici profeții din Vechiul Testament, a zis cineva unui coleg de-al meu. Și colegul meu, într-un duh cu mine, i-a spus, ba, tu să profețești măcar ca ei. Lasă-te așa, ca ei. O, cât de multe cădere avem pentru că o luăm înaintea bisericii. Pentru că ne uităm de sus la biserică. Pentru că ni se pare că, nu ni se pare, reformulez, individualismul postmodern care e în noi, îl aducem cu noi în biserică. Și nici nu știm că l-am adus. Nici nu știm. Exhibiționismul din spațiu virtual, fără să vrem, îl aducem aici, prin reflexele noastre. Prea mult e vorba despre noi ca indivizi prea puțin despre noi ca biserică. Hristos nu se va întoarce după talentați, după genii, după erudiți. Hristos se va întoarce după biserică să. Strădania ta să fie, dragul meu și a mea, rămâi în biserica lui Hristos. Nu ieși din turma lui Hristos. Pentru că în biserica lui Hristos e har, e mântuire, e tămăduire, e mustrare, e îndreptare, toate le găsim în biserică, pentru că biserica, așa cum deja ni s-a spus, e al lui Hristos și Hristos e al bisericii. Dumnezeul bisericii cu care se încheie rugăciunea noastră din această seară, dragii mei, este exact acest Dumnezeu care le face pe toate și care face chiar mai mult decât minuni și semne, care ne întărește, care ne oferă, așa cum ați văzut, îndrăzneală să vestim cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu capacitează biserica sa cu acea putere a mărturiei, cu acea forță a mărturiei care rezistă în timp. Și de altfel, dacă există un fir roșu al istoriei lumii, acel fir roșu nu este nici monarhia, nu este nici totalitarismul, nu este nici măcar democrația. Firul roșu al istoriei lumii e Biserica lui Hristos. E instituția care nu cade. Tertulian, secolul III, bine spunea: Cine nu are de Tată pe Dumnezeu și de Mamă Biserica Lui? Nu e creștin. Să mai repet? Cine nu are de Tată pe Dumnezeu și de Mamă Biserica lui, nu este creștin. Rugăciunea din Fapte 4 e o lecție de teologie a lui Dumnezeu. Începe departe. Începe înainte de noi. Începe din creație. Vine apoi, prin Revelație, în istorie. Și din istorie se îngustează, ca un laser, în biserică. Asigură-te că unui asemenea Dumnezeu te rogi, mă rog, că în felul acesta îl înțelegi pe Dumnezeu, cum apare în texte, cum apare în această sfântă și minunată rugăciune. Iar dacă nu vă cer prea mult, haideți să afișăm încă o dată, așa cum stați așezați, și să citim cu toții această rugăciune, acum având în minte cele patru mișcări ale ei. Să o citim cu toții. Fapte 4, 24. Stăpâne Doamne, cu toții, da? Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă în neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații Pământului s-au răsculat, și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta. Irod și Pilat din pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte. Mâna ta, și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Isus. Amin.